să... Ba, da. Am pus-o în priză. Văd ce fiu e mama pe boxa asta. Ia uzi. Hello, Siri! Hai să fac ciorbiță super mega tare. De la mișturică. Salut, David! Salut! Ce faci? Stau și încerc să mă concentrez. Ce-o fi asta atât de grea? Ce-o fi asta atât de grea? Are 70 de tone. 70 de tone? Ce e aici? Ah, mobile. Ia de acolo foarfeca. Și ce fac? O dai pe unde? De aici așa. Mai jos o țără. Acolo, de acolo. Ai reușit? Bun. Acum bagă mâna și rupe-o. Pete! Să vedem, ești forțos? Nu. Ești forțos? Cât de forțos ești? Și mi-a scălut pe fapte. Fragil! Fragil? Păi și ce e asta fragil? Ce e asta fragil? Păi nu știu. Hai să vedem ce-o fie aici așa de fragil. Hai să luăm și asta. Și atât de mic și atât de greu. Și atât de mic și atât de greu, a? Da. O bucată, ia se vede. Trage. A, de aici, așa. Da. Bun, gata. Acum ridică de asta. E box. Box să ține în cap. Și un cablu. USB, lightning. Nu l-am mai ca boxele alea. E un adaptor de priză, că o să ne trebuiască. Vedem de unde vine. Acoustic Powerhouse. Ai nevoie de home theater dacă vrei să folosești două. După cum se vede aici, e made in Vietnam, model A2825. Bună, David! Haideți să o desfacem! Are sigilii exact ca și la iPhone. Haide. Mamă, cât asta. Una. Două. Două sigilii. Și acum punem picioare și ridică ușor. Acum. Așa? Da. Mamă, câtă boxa! A trecut de până la nuții jos. Ia, ridică. Ha? Cum se simt? Ce grea e. Ha? E grea? Mhm. Ia, ia uzi. HomePod, cărțuli. Ia să vedem cum arată pe... Ei, Siri, ai și rupt tu română. Deocamdată nu, dar din ce am înțeles, mamă, dar ce greu e. O să vină și pentru România. Model 2825. 2.
240 de volți, design by Apple. Asamblat în Vietnam. Și aici? Ce avem? Nimica. Cablu. Păi cum n-avem nimica, mă? Măi. Ia. Desfă. Ridică de una. Mamă, cât cablu. Cu trei prize. De unde îl bagi cu ăsta? Păi ăla o să-l băgăm în adaptorul ăsta. Da, ți-am ajuns două boxe din alea. Mai trebuie și una mare. Păi așa au zis mama. Că nu se aude tare pe alea mici. Și atunci trebuie să punem o boxă mai mare. A, nu? Se aude afișarea lor și asta mare. Se aude încet, da? Și cu asta o să se audă extraordinar de tare. Da, o să fie numai asta, o să audă și ambele și asta. Păi o să le putem pune toate trei sau o să fie separată. Știi? Aici nu mai avem nimica. Și aici mai sunt ceva cărțulii. Ia să vedem. Desfă asta. Vedem ce ne arată acolo. Atât? Da. Ah. To use, hey Siri. Hey Siri. Și ne arată cum o conectăm la iPhone. E același procedeu ca și la HomePod Mini. Da, play, pauză. O dată de două ori, de trei ori pentru a reveni înapoi. Ce zici? Tare. Tare? Hai să vedem cât de tare e. Tare grea. Boxa are undeva la 2,3 kg și este destul de grea. Iar configurarea e destul de simplă și ușoară. Atingem cu telefonul boxa. Ne apare acea luminiță pe care trebuie să o scanăm. Vom alege o cameră unde vrem să o adăugăm în aplicația Home. Ea se setează. Durează cam, să zic, 30 de secunde, 1 minut. Nu e necesar de mai mult. Boxa vine în două culori, alb și negru. Eu am comandat varianta pe alb. A durat undeva la 4-5 zile livrarea. Trebuia să ajungă sâmbătă, dar din păcate a ajuns vineri seara în hub. Însă cei de la FanCurier nu au livrat-o. HomePod este ready. Intrăm în aplicația Home. Iar de aici vom putea vedea exact iconița cu HomePod-ul cel mare pe lângă celelalte două mici. Fiind prima inițializare, după ce s-a conectat la wireless și la contul de iCloud, acesta este configurat. Într-adevăr, aici durează undeva la 2-3 minute, poate chiar mai bine, un 3-4 minute, 5 maxim, configurarea, prima configurare, după care vedem că vine cu versiunea de 16.0. Am lăsat-o așa, am testat-o, ulterior am făcut și update la ultima versiune, la 16.3.2, cred, dacă nu mă înșel. Sunetul este extraordinar, deși la volum mic, undeva la 30%, să zic, pare un bas puternic. Se aude foarte clar, poate fi folosită în modul de AirPlay, indiferent de dispozitivul pe care îl avem, iPhone, iPad sau MacBook sau Apple TV. Apare în aplicația Home,
Ceea ce înseamnă că toți cei care folosesc sau fac parte din familia voastră vor putea folosi boxa foarte ușor. Fie apropie telefonul, fie fac share prin funcția de share play. Din păcate, limba română nu apare, că așa suntem noi deocamdată, dar sper că va reveni. Și în curând vom avea și Siri în limba română. Până atunci m-am jucat un pic cu ea, iar ca și sunet, e ceva incredibil. Mai ales dacă o pui cu încă una și faci pair de stereo, e extraordinar. Să ascultăm!